Crăciunul Sfântitorilor, de vita din 2015, este o zi cu totul specială, fiindcă e dedicată bucuriei nașterii Domnului. Spre deosebire de celelalte ediții ale noastre, ediții care țin de la înființarea fundației din 1994, până în ziua de astăzi, de data aceasta, conducerea fundației a hotărât să sărbătorească doar nașterea Domnului, iar tradițiile de anul nou să fie un subiect aparte. Deci nu amestecăm una cu alta, anul nou cu Crăciun, că sunt lucruri total diferite. Programul este foarte dens. Îi rog pe cei care vom pune în lumină și vom invita la un cuvânt să fie de 3 minute, cât mai concis și mai complet. Ca fel ei scăpăm de sub control toată întrebarea noastră și este prea frumoasă ca să avem parte de o astfel de nereușită. Pentru început, o să deschidem festivitatea noastră cu o colindă din partea unei tinere frumoase, elevă din clasa 12-a la Colegiul Național Gheorghe Vânceanu, Ștefana Radu. Bună vreme, bună seara, gazdă bună, gazdă mare, am venit cu voi bună după datina străbună. Prin nămet și jer, cu papuși de șer, cu tocoțălit am venit să fac și murarii pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. Să vă și casa plină de belșug și de lumină, până să și cât roata și-n casă mai mari gloata. Prin nămet și jer, cu papuși de șer, cu tocoțălit am venit să fac și murarii pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. Cerul și-a deschis soborul, lerui, Doamneler, au pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și numai tu aștepți întindă, lerui, Doamne.
sărbătoarea noastră a debutat ca prima, într-un ton major al bucuriei. Vă rog să-mi permiteți să dau citire acum portretelor în cărbune aprins, cum facem de fiecare dată la asemenea sărbătoare. Îi amintim pe cei personalitățile Bacăului cinstite în mod deosebit de Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov. Până acum au avut portret în cărbune aprins. Ce înseamnă portret în cărbune aprins? Înseamnă că luăm o personalitate cu toți oamenii de cultură din jurul fundației și punem reflectorul pe ea și vedem ce a făcut într-o viață întreagă. Lucruri foarte importante, interesante, au fost găzduite în viața bacoană pe spații largi. Dintre aceste personalități, la ora de față, care au fost sărbătorite de noi, se numără dintre scriitori Ovidiu Genaru, Doru Calmuschi, Sergiu Adam, Dumnezeu să-l odihnească, Vlad Sorian, Octavian Voicu, Marin Cosmescu de la Sabar, de asemenea Dumnezeu să-l odihnească, pictorul Ilie Boca, actorul Geo Popa, doctorul Nicolae Petroie, profesor Paul Țară Lungă, Ioan Mitrea, Sever Bodron, jurist Nicolae Plugariu, manageri, directori, patroni, Ioan Petru Viziteu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Mircea Nicolae Rusu, Mihai Deju, Ștefan Țiguleac, Petru Plăcintă, Mihai Dragomin, Răducan Ioan. Dintre acești sărbătoriți, după cum ați văzut, o parte au plecat să se odihnească sus și la ora de față îl avem, de exemplu, printre noi, pe care îl invităm să zică doar două cuvinte, un salut de Crăciun pe Mircea Nicolae Rus, o personalitate în industrie, un manager extraordinar care ne-a ajutat, a ajutat fundația asta foarte mult. Domnul inginer, domnul director, Mircea Nicolae Rusu, vă invităm. Ia veniți să-și rugăm pe domnul și domnul. Prietenul nostru de nădejde, pe care îl cinstim că vom trăi și noi. Mulțumesc mult! Rămintea mea e să vă mențineți stilul de a face în fiecare an Crăciunul scriitorilor, dar să ne amintim și de cei care au fost și nu mai sunt acum. Mai ales că vin și sărbătorile, sărbătorile Crăciunului și nouă an. Sănătate la toată lumea, fericire să fie și înapoi. Mulțumim, Doamne ajută, Doamne! De asemenea, dacă Dumnezeu ne va mai da zile, va urma să fie sărbătorit la această rubrică specială, portret în cărbune aprins, dirijorul Ovidiu Bălan, Calistrat Costin, scriitorul, Anton Achiță, solistul, Mihai Buzne, Gheorghe Gozar, Nicolae Barabaș, Grigore Codrescu, Ioan Neacșu, Iancu Grama, Doru Cicescu, Constantin Ciosu, Viorel, îi știți de regulă pe toți, nu mai e nevoie să vă spun, Viorel Capitanu, Stelian Preda, Dorinel Ichim, Constantin Donă, Viorel Saven și, evident, că lista continuă. Făcându-mi și această datorie, rugăm să deschidă sărbătoarea noastră, să deschidă ansamblul folclorului pipechiatorului Zeletinului. Oamenii noștri cunosc că de fiecare dată a participat la, în ultimii ani cel puțin, la festivalul concurs și național și internațional de creație literară. N-am avut timp să spun atunci prea multe cuvinte. E bine să știm că acest festival este ambasadorul Bacăului. Nu trebuie să mai fac paranteză care este adevărat ambasador și face mai multe decât alții care sunt plătiți pentru această treabă. Cunoscuți în țară, radio, televiziune, în străinătate și pretutindeni. Deci, ansamblul folclorului pipechiatorii Zeletinului, dirijor, profesor Nicolae Popa. Thank you.
pe care, nu știu dacă îți așteaptă să apăvăză, este descurcă de majorie. Vreau să le prezentăm aici. Ești Dan Iacob. Scriitorul Dan Iacob. În final, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare plăcere de fiecare dată la Bacău, sunt membru a filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. Și pentru că se apropie sărbătorile Crăciunului, am să-mi permit să vă readuc aminte poezia lui Mihai Eminescu, Colinde, Colinde. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea oglindelor și tremură brazii, mișcând rămurelele, căci noaptea de azi, îi când scânteie stelele, se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptănă pletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. Credeam că face o compoziție într-o lume, dar nu știu că pe mine, m-am făcut nicio afară. Frumos, e mine, s-a invitat să ne citească o poezie pe poetul Alexandru Dumitru, membru al unui scriitorilor din Bacău, om din nădejde și de viitor. Am uitat să vă spun, pentru poeți, poemul cel mai scurt și digerabil, evident.
Ana Neroski. Voi citi un mic poem din Univers Apolinic, o antologie apărută la Opera Omnia, tipo Moldova, proiect susținut de Universitatea Petru Andrei din Iași. Unicitate. Așează-mă lângă tine cu ușurința zilei ce vine. Podoabă imaculată e îmbrățișarea mea. Vei înțelege de ce mireasma ochilor tăi mă învăluie și mă bea. Mi-i sufletul sincopat cu petale și în zelul, în zelul tău mă voi adăuga tacitur. Din toate măruntaile cântă ceasul din turn, prevestind răsăritul din vale. În colții din umbră mă așez ca un sfânt și presim inimii un alt amănânt, din altă înfășoare, mai sumbră. Nemărginirea și picătura pentru tine le-am prihănit și în bătaia de aripi s-au dăltuit alte explicații ce-și scutură zgura. M-am regăsit în minunăția fără ceața sufletului tău. Curat voi rămâne mereu cu toată schimbarea la față.